Ștefan Cârlig a ratat șansa de a câștiga gala K1 de la Chișinău. Luptătorul moldovean a fost trimis în knockout de un sportiv din Germania. Turneul de aseară a fost marcat de mai multe dueluri tensionate și lovituri senzaționale. Ștefan Cârlig s-a calificat în finala turneului Gala KOK 2014 după ce l-a învins pe un adversar din Belgia. În meciul pentru cupa de câștigător în categoria super grea, Cârlig s-a întâlnit cu Vladimir Toc. Kazahul, care reprezintă Germania, l-a bătut în semifinale pe un olandez. În duelul decisiv, Toc l-a făcut knockout pe Ștefan Cârlig chiar în prima rundă. În una dintre cele mai așteptate partide de aseară, campionul mondial la K1, Artur Kishenko, l-a învins la puncte pe Andrei Leuștean. Luptătorul din România a fost de câteva ori numărat, însă a rezistat până la finalul duelului. Было два нокдауна, ещё один нокдаун, бой бы остановили. Этого, я думаю, не составило большого труда, если бы я немножко подавил. Если вы заметили, последние полторы минуты я не обострял. După tensiunile din timpul conferinței de presă dintre Igor Liapin și Alexandru Daniel, ucraineanul și românul au continuat să regleze conturile în ring. Meciul dintre cei doi a fost unul dintre cele mai spectaculoase, iar Liapin a câștigat prin knockout. Eu l-am acuzat pentru cuvintele lui, pentru mine. Eu nu spun că a fost ușor, trebuie boi. În cadrul galei K1 s-au disputat în total 12 partide. Moldovenii Dragoș Zupco, Pavel Voronin, Maxim Bolotov au câștigat, iar Dumitru Capmar, Stanislav Răniță, Dumitru Sârbu și Dorel Cristian au pierdut. Suntem adunat anul cu un câștig. Am avut foarte mult nevoie de câștigul acesta. Să mulțumim cu Dumnezeu și deja puțin odihnă și începem din nou. A fost o gală reușită. Ca la sfârșit de an, eu sunt mulțumit personal, lupte frumoase, spectaculoase. Era mai bine dacă cupa lumii rămânea acasă. Următoarea gală K1 de la Chișinău va avea loc în primăvara anului viitor.